Aprobarea componenței nominale a delegației Moldave în legătură cu participarea prim-ministru Filat la summitul șefilor de guvern ai statelor membre ale inițiativei centrale europene, care urmează să se deruleze la București pe data de 13 noiembrie. Este un eveniment important, marchează cei 20 de ani de la ziua constituirii acestei inițiative regionale și bineînțeles că planificăm și o componentă bilaterală cu ocazia vizitei premierului la București. Vis-a-vis de componența nominală, cei care se află la București, este clar, însă văd două persoane în primă instanță la delegația oficială, domnul Chelari și... Dânsul e acolo, e însărcinat cu afacere. Șef, doamna Guțan. Dânsa va rămâne acasă, e suficient o persoană. Asta am vrut să spun. Da. Prima chestiune și a doua, să vorbim cu cei de la București, dacă asigură ei să repetăm experiența vizitei noastre la Bruxelles, vis-a-vis de pază și așa mai departe, ca să nu să minimalizăm costurile. De acord. Bun. Ce scuze? O persoană din pază... Stați liniștiți. N-au nevoie de noi, chiar așa cum îți pare la alții. Da, și eu la lui domnul Iancă. Nu, asta este problema. Noi sperăm foarte mult, stimați colegi. Stimați colegi. Dincolo de programul care este în cadrul reuniunii, noi sperăm că o să reușim să semnăm și convenția privind micul trafic la frontieră. Este un obiectiv pe care l-am propus, așa că vom vedea cum mergem cu mașina, ducem, venim ca să reușim să rezolvăm și această problemă.